O bunică își strigă durerea după ce mama nepoților ei și-a pierdut viața într-un accident. Femeia are acum grijă singură de cei doi minori, întrucât tatăl se află în stare de șoc și nu îi poate ajuta. În urma accidentului, fetița de 6 ani, care se afla în mașină, a rămas cu răni grave. Acum copila trebuie să urmeze un tratament costisitor, pentru ca viața ei să fie din nou normală. Povestea tragică a unor copii din Dedovița Nouă a început atunci când mama lor și-a pierdut viața în urma unui accident auto. Cei doi copii de 3 și 6 ani au fost și ei răniți în accident. Fetița de 6 ani are acum probleme grave de sănătate și se află la pat. Deși durerile există, fetița le ascunde cu grijă sub chipul gingaș și zâmbetul timid. Știe că mama ei este un înger și că va avea grijă de ea. Pe nume Beatrice, copila ne spune că nu va putea merge la școală în această toamnă. Trebuie să meargă la domnul doctor la Arad. Își dorește să se joace din nou afară cu prietenii ei, dar știe că acest lucru nu este posibil până când rănile nu vor fi vindecate. Mama mea e sus la cer că a murit. Unde jucai tu cu mami când erai mică? Mă jucam cu jucările. Te dor de ea? Da. Acum ești cu bunica și cu fratele tău și cu tati. Ok, tu câți ani aveai? 3 ani. E mai mic? Hmm? Ți-ai grijă de el? Mhm. Mergi la școală anul acesta? De ce? Ești rupt la picioare? Păi a zis domnul doctor că o să nu mă duc la școală. Nu se merge cu copiii afară la parte. Oana mică, cu Tudor. Copiii sunt acum în grija bunicii, ale cărei lacrimi nu contenesc. A fost la un pas să o piardă pe fetiță, iar acum când există șansa ca aceasta să revină la o viață normală, femeia se luptă cu neajunsurile. Tratamentul este scump, însă viața nepoatei este neprețuită. Tatăl copiilor, aflat și el în mașină în momentul accidentului, încă nu a depășit șocul, iar în aceste clipe grele, prea puțin îi poate ajuta. Nu am luat nimic de la nimeni. Puteți să întrebați niciun leu pentru mormântare, pentru nimic. Dar îmi pare rău că bunica ei nu s-a implicat să ne ajute măcar cu nimic. Aici au crescut 9 ani. Am muncit, soțul meu a murit acum 3 ani, n-am cerut la nimeni nimic. Vedeți că am făcut și o casă, dar vă rog să mă credeți că pentru această fetiță s-o fac bine vând tot. Familia mea m-a ajutat și a zis că mă ajută. În luna decembrie, poate mai devreme, o să vină și pensia mea. Vreau să umblu să le fac o pensie pentru copilașii ăștia. Au alocația. Mi-au trimis ieri niște neamuri, are bani. M-au fratele meu de la Târgu Jiu, cumnata mea, sora mea, neamurile mele de la Craiova, a spus că sunt alături de ea. Au făcut toată ziua, doamnă, veneau în spital, m-au internat cu ea în spital, pentru că nu vă spun prin ce am trecut, că am plecat cu salvarea și așa, uitați-vă cum e să rea carnea de pe ea. În sprijinul familiei va veni și primăria Șimian. Edilul Constantin Trușcă a declarat că va susține această familie. Costurile sunt mari și de aceea oricine poate acorda ajutor, o poate face în contul bancar afișat pe ecran.